Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Te-ai întrebat vreodată de ce fetele se uită la filmele cu vampiri sau vârcolaci și de ce sunt terminate după actorii care joacă vampirul sau vârcolacul? Ce-i face atât de atractiv sau sexy pe acești băieți răi pentru ele? Sigur, faptul că arată bine ajută, dar nu asta e totul. Eu cred că ele nu se îndrăgostesc atât de mult de actor, cât de personajul pe care îl joacă. La fel cum și mie îmi place de Daniel Craig, pentru că îl joacă pe James Bond, bărbatul pe care toate fetele îl vor, dar dacă nu îl juca, probabil nu-mi plăcea de el sau nici măcar nu știam de el. Așadar, fetele sunt atrase de actorul care joacă vampirul, pentru că vampirul și povestea de dragoste dintre fata din film și vampir trezește ceva în subconștientul lor. Și acum poate te gândești: păi bine, mă, Eddie, și ce vrei să spui tu acum, că trebuie să mă duc la dentist să-mi ascută puțin caninii și să învăț să suc sânge sau mai știu eu ce? Vreau doar să înțelegi esența acestor personaje și ce le face atractive pentru fete, astfel încât să știi ce faci greșit și ce ai putea să schimbi la tine ca să ai mai mult succes. Așa că astăzi vom vorbi despre 5 trăsături care te fac sexy în ochii fetelor. Să-i dăm drum. Prima trăsătură care te face sexy în ochii fetelor este că ești dur. Să fii dur nu înseamnă să nu plângi sau să nu ai sentimente, ci să rămâi în picioare indiferent cât de grele ar fi timpurile și să mergi înainte. Să fii dur înseamnă să nu te lași doborât, să fii omul pe umărul căruia alții pot plânge. Asta înseamnă să fii un bărbat adevărat, să fii capabil să te susții singur și să susții o familie atunci când va veni timpul, iar fetele cu capul pe umeri caută un astfel de bărbat. A doua trăsătură care te face sexy este că ești sigur pe tine. Să fii sigur pe tine nu înseamnă să nu recunoști când ai greșit, ci să fii sigur pe forțele tale că vei reuși să-ți atingi țelurile, chiar dacă acum dai greș sau nu reușești. Un bărbat sigur pe el, când își pune ceva în cap, nu renunță până când nu ajunge acolo. Iar acest lucru este extrem de atractiv pentru fete, pentru că arată că ești capabil, ești competent și că nu renunți ușor. A treia trăsătură care te face sexy în ochii fetelor este că ai grijă de aspectul tău fizic. Chiar dacă am spus la începutul videoclipului că aspectul fizic nu e totul, asta nu înseamnă că nu înseamnă nimic. E important să ai grijă de tine, să ai grijă de aspectul tău, să fii îmbrăcat frumos, să fii curat, să nu puți. Pentru că dacă nu ești în stare să ai grijă de propriul tău corp, cum se așteaptă o fată să ai grijă și de ea? Du-te la sală, pune niște mușchi pe tine, slăbește dacă e nevoie, fă-ți părul, spală-te pe dinți de două ori pe zi. Sunt atât de multe lucruri asupra cărora ai controlul și care îți pot îmbunătăți aspectul fizic, totul este să-ți dai interesul. A patra trăsătură care te face sexy este că ești curajos. Să fii curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică de nimic, ci din contră să-ți fie frică de foarte multe, însă să faci ce trebuie oricum. Să fii curajos înseamnă să te duci și să înfrunți răul de bunăvoie, nu să te faci că nu există. Această idee se bazează și bazmele, poveștile și filmele cu supereroi. Un tânăr își înfruntă temerile și se duce să se lupte cu forțele răului ca să salveze lumea. Există șanse să nu reușească, dar ăsta e un risc pe care un supererou și-l asumă. Dacă vrei să fii un supererou ca în filme, trebuie să-ți asumi riscuri. Altfel, fetele nu te vor plăcea pe tine, ci pe cel care și le-a asumat. Și în final, a cincea trăsătură care te face sexy este că ai statut social. Să zicem că ai fost curajos și ai salvat lumea. Bineînțeles că asta e o metaforă. Ai făcut ceva pozitiv pentru cei din jur, dar și pentru tine. Asta înseamnă că ai obținut respect din partea celor pe care i-ai ajutat. Obținând respect și aducând plus valoare societății, crești pe scara socială și cu asta pot veni și banii. Banii contează, dar nu sunt scopul final, sunt doar un produs al scopului. Contează doar banii pentru fetele de 16 ani care vor să se plimbe cu BMW-ul și pentru panoramele care își pun fundul pe Instagram toată ziua. Dar eu nu vreau ca tu să fii plăcut de astfel de fete, ci de femei cu capul pe umeri și care oferă ceva mai mult decât aspectul fizic. Dacă ai reușit să faci bani mulți prin propriile puteri și prin propria muncă, înseamnă că ai ceva special față de restul. Deci contează mai mult potențialul de a face bani decât banii în sine pentru o femeie de calitate. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, mai adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram unde răspund cam după 2-3 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!